Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Slatir Coglu, unul dintre numele tinere și talentate din industria serialelor de televiziune din Turcia, se află în centrul agendei revistei cu evenimentele surprinzătoare pe care le-a trăit recent. De data aceasta, Halil İbrahim și Kaan Taşaner joacă în evenimentul care a șocat-o pe Sla. Potrivit acuzațiilor, s-a dovedit că Halil İbrahim i-a dat banii lui Kaan Taşaner. Ei bine, ce se află în spatele acestui transfer de bani? Drumurile lui Halil İbrahim și Kaan Taşaner s-au încrucișat într-un proiect comun. Cei doi au jucat împreună într-un serial popular și au dezvoltat o prietenie puternică în acest proiect. Duoul, care a petrecut adesea timp în mediul de pe platou, și-a continuat prietenia în offset. Slatir Coglu și Halil İbrahim au obținut o mare armonie în serialul în care au jucat împreună, iar această armonie a fost plăcută și de public. Deși au circulat zvonuri că relația dintre ei a continuat în afara platoului de filmare, duoul s-a abținut să comenteze clar această problemă. Slatir Coglu a fost surprins într-o zi de un mesaj pe care l-a văzut pe telefonul lui Halil İbrahim. Mesajul conținea informații că Halil İbrahim i-a trimis o sumă mare de bani lui Kaan Taşaner. Sla a început să se întrebe despre motivul acestui transfer de bani și a urmărit incidentul. Halil İbrahim a trebuit să facă o declarație după ce Sla a luat cunoștință de această situație. Halil İbrahim a spus că banii pe care i-a dat lui Kaan era o datorie și că a dat acel ajutor pentru a satisface o nevoie urgentă. Cu toate acestea, Sla nu a găsit această explicație suficientă și a dorit să adune mai multe informații pentru a afla motivul real al incidentului. Kaan Taşaner este cunoscut ca un actor respectat în industrie și a avut performanțe de succes în numeroase proiecte. Prietenia lui cu Halil İbrahim este cunoscută de toată lumea. Cu toate acestea, explicația lui Kaan cu privire la acest transfer de bani a făcut incidentul și mai complicat. Kaan Taşaner a declarat că banii pe care i-a primit de la Halil İbrahim nu au fost o datorie, ci pentru o investiție comună. Kaan a susținut că el și Halil doreau să înceapă o afacere împreună și că banii făceau parte din acea investiție. Cu toate acestea, această afirmație a crescut și mai mult semnele de întrebare în mintea lui Sla. Slatir Coglu a început propria anchetă după acest eveniment. Sla, care nu a considerat suficiente explicațiile lui Halil și Kaan, și-a consultat cercul apropiat și prietenii din sector pentru a afla faptele din spatele incidentului. În acest proces, a ajuns la informații și mai surprinzătoare. În urma investigației sale, Sla a aflat că Halil İbrahim și Kaan Taşaner erau parteneri într-o investiție imobiliară. Cu toate acestea, au venit informații că această investiție se confrunta cu unele probleme legale și, prin urmare, Halil îl ajuta pe Kaan. Acest lucru a arătat că situația era de fapt mai complicată decât părea. Mass media nu a lăsat să treacă acest incident și a încercat constant să scoată la lumină noi informații. Programele revistei au ținut în centrul atenției detaliile acestui eveniment și au ținut vie curiozitatea telespectatorilor. Declarațiile lui Halil İbrahim și Kaan Taşaner au fost mediatizate pe larg și au fost discutate diferite dimensiuni ale incidentului. Fanii lui Halil İbrahim și Slatir Coglu au început să discute despre acest eveniment pe rețelele de socializare. În timp ce unii fani l-au apărat pe Halil İbrahim, alții au fost de partea lui Sla. Această împărțire între fani a demonstrat marea rezonanță pe care a avut-o evenimentul. Acest incident a afectat și relația dintre Slatir Coglu și Halil İbrahim. Încrederea dintre ei a crăpat și distanța dintre ei a crescut încetul cu încetul. Sla a început să creadă că Halil İbrahim nu a fost sincer cu ea și această situație a afectat negativ relația lor. Producătorii serialului au luat mai multe măsuri pentru a preveni ca aceste evenimente să îi afecteze negativ.
Tensiunea dintre Sla și Halil Ibrahim a afectat și atmosfera de pe platourile de filmare și producătorii au încercat să controleze această situație. Producătorii au dezvoltat diverse strategii pentru a preveni scăderea ratingurilor serialului. Acest incident dintre Sla Tirkoglu și Halil Ibrahim a avut ecou pe scară largă în sector. Alți actori și producători au încercat să învețe din această situație și au subliniat că relațiile profesionale nu ar trebui să fie afectate de probleme personale. Pe ordinea de zi au intrat și procedurile judiciare privind investițiile comune ale lui Halil Ibrahim și Kanta Shaner. Detaliile acestor procese au fost acoperite pe larg de mass media, complicând și mai mult situația. În timp ce Halil Ibrahim și Kaan așteptau rezultatul procedurilor judiciare, interesul presei a continuat. Familiile ambilor jucători și-au susținut copiii în acest proces. Declarațiile familiilor au avut repercusiuni ample în mass media și au încercat să împiedice escaladarea incidentului. Acest sprijin i-a ajutat pe actor să devină mai puternici din punct de vedere psihologic. Acest incident dintre Sla Tirkoglu, Halil Ibrahim și Kanta Shaner a fost constant pe ordinea de zi pe rețelele de socializare. Fanii au urmărit îndeaproape evoluția incidentului și și-au exprimat opiniile împărtășindu-le pe rețelele de socializare. Această situație a demonstrat publicul larg la care a ajuns incidentul. Aceste evenimente i-au determinat pe cei trei actori să treacă printr-un proces dificil din punct de vedere psihologic. Sla, Halil Ibrahim și Kaan au încercat să gestioneze stresul pe care l-au experimentat obținând sprijin profesionist în acest proces. Această situație s-a reflectat și în spectacolele actorilor. Sla Tirkoglu, Halil Ibrahim și Kanta Shaner au decis să facă noi pași în cariera lor după aceste evenimente. Cei trei actori au participat la diferite proiecte, încercând să ștergă urmele evenimentelor și să dea o nouă direcție carierei lor. Modul în care mass media a tratat aceste evenimente a stârnit, de asemenea, critici. Acoperirea senzațională a evenimentelor a crescut și mai mult presiunea asupra actorilor. S-a exprimat opinia că mass media ar trebui să fie mai atentă și mai imparțială în acest proces. Sla Tirkoglu, Halil Ibrahim și Kanta Shaner au decis să facă schimbări în planurile lor de viitor după aceste evenimente. Duo-ul a început să facă noi pași pentru a participa la diferite proiecte și a șterge urmele evenimentelor care au avut loc. Acest incident dintre Sla Tirkoglu, Halil Ibrahim și Kanta Shaner a avut un mare ecou în lumea televiziunii turce. Evenimentele și tensiunile din culise au afectat profund atât cariera, cât și viața personală a actorilor. În continuare, s-a demonstrat încă o dată că aceste tipuri de incidente trebuie tratate cu mai multă atenție, iar părțile trebuie să rămână în limitele profesionale. Pascali.